Poate vă întrebați ce caut lângă o urnă de vot. Sunt aici pentru că a început campania electorală. Tot acesta este și momentul în care candidații încearcă să influențeze voturile printr-o serie de acțiuni. Dacă nu înțelegeți, vă zic în două cuvinte. Trocul electoral. Hai să vedem cum s-a votat până acum. S-a votat pe mălai și când zic mălai, mă refer chiar la mălaiul ăla pentru mămăligă. S-a votat zahăr, chiar și ulei. Să fie cămara plină. Trocul înseamnă și papuci. Să iei cu tine acasă și ți-aduci aminte mereu de la cine i-ai primit. Băi, unii chiar vor voturi cu lopata. Și mai sunt unii care iau voturile cu găleată. Pare o glumă, nu? Ce pot să vă zic e că nu, nu e o glumă. Poate că nu putem opri trocul electoral, însă putem să-l sesizăm. Pentru asta avem nevoie de tine ca observator. Pentru că și noi, ca și tine, ne dorim un vot curat. Înscrie-te pe Vot Nu Troc și fii observator. Ține minte, Vot Nu Troc. Fii cu ochii pe vot. Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată.